După o perioadă de mai bine de 10 ani de pauză, Slatina va fi din nou centrul de formare și de pregătire al lotului național olimpic de informatică. În perioada 7-14 mai, cei mai bine clasați elevi la etapa națională de informatică vor avea o perioadă de foc. Pregătirea lotului lărgit al României și alcătuirea echipei principale care va reprezenta țara noastră la concursurile și olimpiadele internaționale de profil se va face în acest an la Colegiul Național Ion Minulescu. Pentru a le asigura cele mai bune condiții, Consiliul Local și Primăria Municipiului Slatina au aprobat în ultima ședință de lucru suma de 50.000 de lei. Banii vor fi folosiți atât pentru asigurarea cazării și a meselor, cât și pentru materialele de birotică și informatică de care au nevoie. Potrivit programului pregătit pentru lotul național olimpic de informatică al României, elevii și profesorii participanți vor avea parte și de un tur al județului Olt, fiind incluse cele mai importante obiective turistice din localități precum Slatina, Caracal sau Corabia.